Zeci de cadre didactice, oameni de cultură, dar și elevi au fost prezenți ieri la lansarea unui colegiu de matematică în limba germană, semnată Gheorghe Leaza și Gianina Sin. Cartea este cu atât mai deosebită cu cât este a doua de acest gen din țară. Librăria Birotex a fost aseară neîncăpătoare pentru cei care au ținut să fie prezenți la lansarea culegerii de matematică în limba germană, dedicată elevilor claselor 5-8, semnată Gheorghe Leaza și Gianina Sin. Sunt foarte fericită că mă aflu astăzi aici, la librăria Birotex. Aștept cât mai mulți copii, cât mai multă lume interesată de carte, iubitor de matematică. Sper să fie un eveniment reușit. A fost așteptată, sper să aibă succes, deoarece este a doua culegere în limba germană de matematică și doresc să fie utilă copiilor să o folosească cât mai mult, să obțină rezultate bune. Mă bucur că am ajuns ziua de astăzi ca să văd și momentul lansării culegerii de probleme, care o am în cap de nu știu câți ani și pe care am așternut-o în ultimii 2 ani. Și mă bucur că mi-am îndeplinit această sarcină care mi-am asumat-o eu față de foștii mei elevi generații. Că prima generație a terminat anul ăsta 50 de ani de când a terminat școala și m-am bucurat foarte mult și eu și ei. Chiar dacă la început notele nu au fost de la 10 în sus, au fost de la 10 în jos, treaba a fost frumoasă și ne-am bucurat, ne spuse mult. Mă bucur că au venit și elevi, și părinți, și colegi de-ai noștri ca să vadă ceea ce am putut realiza. Zeci de cadre didactice, dar și elevi au ținut să fie prezenți la acest eveniment. Este un auxiliar curricular binevenit. O felicit pe doamna profesoră Sin Gianina. Este un lucru deosebit deoarece vine în sprijinul elevilor de la secția germană. Este cunoscut faptul că la nivelul Făgărașului sunt cuprinși în învățământul cu predare în limba germană aproximativ 250 de copii. Este un eveniment deosebit și sper ca asemenea evenimente să mai existe în viitor. Mă bucur că am reușit să începem acest an cu dreptul. Aici la Librăria Birotex este prima lansare din acest an. Mă bucur tare mult, este o onoare și o bucurie pentru mine în același timp faptul că dascălul meu de matematică, domnul profesor Gheorghe Leaza, de la Radu Negru, de pe vremuri, împreună cu colega mea de liceu, bună mea prietenă, doamna profesoară Sin Gianina, împreună au reușit să conceapă o carte, o culegere de matematică a doua în țară, o culegere în limba germană, culegere pe care reușim să o lansăm în această frumoasă zi de iarnă. Culegerea a fost editată în 300 de exemplare și poate fi deja achiziționată din librării.